Bună seara și bine v-am găsit! Pe Anatolie Melnic l-am văzut în multe ipostaze, însă în calitate de luptător taekwondo, încă niciodată prezentatorul s-a duelat cu un luptător profesionist, iar miza a fost de 600 de euro, banii necesari pentru a pleca la campionatul mondial de taekwondo. Dacă a primit sau a dat lovituri Anatolie Melnic, aflăm din reportajul ce urmează. De această dată, Anatolie Melnic a ajuns la un club sportiv din Criuleni, acolo unde se antrenează Mihai, un tânăr de 18 ani care se pregătește pentru campionatul mondial la taekwondo. Eu am înțeles că voi trebuie să plecați la competiții în Italia, corect? Așa. Eu am înțeles că nu sunt surse financiare, da? Corect. Eu am înțeles că ați plecat în Italia la competiție. Cât trebuie și să vă înțeleg? 550 de euro. Anonim a văzut mesajul tău, dar anonim ne-a spus în felul următor. El poate să te ajute, dar el nu știe cum lupți tu, cum ești tu, înțelegi? Tocmai de asta el vrea un video de la tine, cum tu lupți. Tocmai de asta tu o să trebuiască să lupți cu cineva. Acel cineva s-a oferit să fie Anatolie. Fiecare luptător a avut o echipă de susținători. Pentru început, luptătorii s-au echipat. Apoi o mică încălzire. Și în cele din urmă a venit momentul confruntării. Anatol, ca un adevărat samurai, a atacat cu piciorul și l-a doborât pe Mihai. În scurt timp, Mihai și-a luat revanșa. După lupta aprigă în care Mihai a demonstrat abilitățile de luptător, a urmat surpriza din partea lui Anatolie. Ia casca. Ia casca. Casca e ta. Anonimul îți dă 600 de lei ca să te duci în Italia. Felicitări de partea Anonimului și succes. Mulțumesc. Am aplauz de 600 de lei de partea Anonimului. Am emoții foarte mari. I-am scris pe Instagram, pe rețelele de socializare și am crezut că poate să mă ajute, că căutam sponsori să pot pleca în Italia. Și iată, nici nu m-am așteptat că să vină astăzi. Dar știai că o să vin astăzi? Nu. Nu știai? Nu. Nu știai nimic? Nu știam nimic. Așa, bun. Cât de greu sau ușor a fost să-l dobori pe Anatol Melnic? E mult mare. E mult mare și când cade, că s-aude, nu? Nu, da. E stol de greu. Acum ai banii necesari să mergi la campionat. Zine, unde mergi? În Carrara, Italia, la campionatul mondial. Avem nevoie de 600 de euro ca să plec. Eu practic acest sport deja de 5 ani. Am participat la mai multe campionate în Republica Moldova. Acesta e primul campionat în afara țării. Sunt la arbitru la campionate, antrenor. Sunt bine, aștept următorul adversar. Îți imaginez ce plăcere primeam când gădeai pe jos. Eu când cad, urc de două ori mai repede. Când cad, scutremură planeta. Bun, zi-mi cum ai ajuns acest băiat talentat. Ce contează cum am ajuns? Contează faptul că am aflat de cazul lui. Anonimul direct a spus, mâine ai banii. Eu am încercat și mi-a reușit să-l țin în suspans. Toată legătura am avut-o cu antrenorul lui. El mi-a spus când are antrenamentele, a păstrat secretul, mersi de complici. Eu am plăcerea, trebuie să sunet.
spune câteva despre Anonymous, care te ajută și stă mereu în spatele tău. De ce e anonim atâta timp? Eu chiar vorbeam cu el zilele astea și eu i-am spus că eu îți mai dau la dispoziție jumătate de an, un an. Că el nu vrea nici în ruptul capului să spun cine. Dar eu i-am spus că băiat, mai are jumătate de an, un an și eu am să spun cine ești tu, eu am să te arăt la lume. Pentru că oamenii mari, oamenii buni, oamenii trebuie să știe. Curând voi o să aflați cine e anonimul. Chiar dacă el nu vrea, o să mai am o discuție cu el, o să-l convinc. Toată susținerea o are și din partea antrenorului său, care crede în el și este convins că Mihai se va întoarce din Italia cu medalia de aur. Toni Mihai este un sportiv, în primul rând, educat, ceea ce apreciem foarte mult, apreciem acest lucru. Ca sportiv, este un sportiv talentat, bravo, disciplinat, care nu ratează niciun antrenament, vine regulat, muncește și chiar este un exemplu. În perspectivă, vedem cum stau lucrurile după campionatul mondial. Eu cred că să fie locul întâi 100%, dar de acum timpul ne va arata. Cea mai mare problemă a unui sportiv de performanță sunt cheltuielile pentru competiții, care sunt suportate în întregime de sportiv. În privința cheltuielilor la campionatul mondial, fiind fapt că suntem asociație obștească, deci activăm din donații mai mult. Mulțumim echipii lui Anatol că ne-a ajutat cu un sportiv. În rest, în mare parte, părinții. Părinții achită practic toate cheltuielile și asta o leacă ne vine cam greu. Dar ne descurcăm cum putem, asta este. O tânără de 18 ani reușește să combine cu succes studiile cu o mică afacere și nu orice afacere, ci una plină de frumusețe. Creează buchete care nu se vor ofili niciodată și vor rămâne mereu în amintire. Cum arată ele, vedem în materialul ce urmează. Ea este Cristina, o tânără de 18 ani care a decis să combine studiile cu o mică afacere. Totul a început în februarie. Am văzut mai multe postări cu buchete de genul care mi-au atras atenția. Dar și desigur că venea și ziua surorii mele, iar mie îmi place să fac cadouri originale care au amprenta mea. Desigur că primul buchet a fost confecționat special pentru ea, dar însă și ideea de a crea și a vinde buchetele a venit la colegi, la pauză. Le-am spus ideea prietenilor mele. Acestea m-au încurajat și tot în acel moment am și creat pagina de Instagram. Însă prima postare, desigur că am postat-o după ce am coordonat buchetul surorii mele și în linii generale cam așa a început totul. Mie îmi place să creez, îmi place să iau idei, nu îmi place să copii toată ideea, doar așa mici detalii care mă atrag foarte mult pe mine. Dar despre crearea lor este un lucru foarte greu, deoarece fiecare element trebuie pregătit aparte și asta durează. Dacă aș avea toate elementele deja pregătite, cam în 3-4 ore buchetul ar fi gata. Dar dacă să pregătesc totul în acel moment, 4-5 ore sau poate chiar mai mult ar dura să fac un buchet în întregime. Din exterior, par a fi o treabă rapidă și ușoară, dar nu este chiar așa, n-a mărturisit Cristina. Unii spun că nu e foarte greu să faci un buchet, dar este destul de greu. Sunt foarte solicitate, mai ales dacă ești activ pe rețele de socializare, însă eu nu prea am fost din lipsa timpului. Aveam și colegiu, eram și în sat uneori și nu prea aveam cum să ajung buchetele la clienți, dar acum vara am lucrat, iarăși lipsa de timp. Pentru a confecționa un buchet este necesar de foarte multe elemente. În primul rând sunt fluturii care îi scot la imprimantă, iar apoi îi tai din bețe pentru frigărui, din, desigur, celofan și clei fierbinte, deja pentița care o leg și desigur că lucru personalizat unde este indicat și Instagramul meu. Mie îmi place foarte mult să creez, deci să am un atelier în care să îmi realizez toate ideile mele, ar fi perfect, nu m-aș limita doar la buchete, desigur că aș vrea un atelier, este și unul dintre visurile mele. Eu cred că da, deoarece un buchet de flori naturale se ofilește, însă acesta nu se ofilește.
primele buchete au fost comandate chiar de familia tinerei, care o susține cel mai mult. La început nu prea am avut comenzi, apoi am postat un video pe TikTok însă și cum fac buchetul și de acolo au început să am mai multe comenzi. Prima mea comandă a fost însă și de la mama. Cea mai mare și cea mai bună susținătoare a fost ideea ei pentru a comanda un buchet pentru șefa lor de echipă și atunci a fost prima comandă, a doua poză de pe profilul de Instagram și așa am început să apară mai multe comenzi, am postat videouri, deja poze. Am avut chiar o zi în care trebuia să fac 3 buchete. Ziua aia era totul plin în cameră cu fluturi și doar buchete peste tot. Eu cred că este cea mai frumoasă amintire pe care o poți oferi unei persoane. Ea va ține foarte, foarte, foarte mult timp și ți-aduce foarte mari și frumoase emoții. Trecem prutul în continuare ca să vedem ce mai face Igor Stribițchi. Igor, bună seara! Bună seara, bună seara, o seară perfectă. Anișoara, te salut, te salut de la București. Te salut și eu, nu ne-am văzut de atâta vreme. Da, mă auziți? Da, 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 te auzim. Ne auzim un pic cu întârziere, dar oricum ne auzim foarte bine, nu e nicio problemă. Okay. Unde ești acum? Ești la București? Sunt la București, da. Sunt în apartamentul nostru. Așa. Și uite, uite că ne-am asortat foarte bine. Ești într-o rochie așa, bleu-marin, închisă. Uite și eu sunt într-o vest așa. Da, deci am început bine. Bun. Exact. Pentru început, spune-mi, te rog, când ultima dată ai fost acasă? Acasă aici, adică la Chișinău. Da, la Chișinău, am înțeles. Am fost de Paști, anul, în aprilie, cum ar fi, da, de Paști. Deci, știi cum, eu mi-am propus deja de mult, ca de 2 ori minim în an, să vin la Chișinău. Asta este de Paști și asta o să fie de, în ajun de Revelion. Anul ăsta o să vin mai în ajun. Deja este o tradiție pentru noi, pentru familia noastră și mă bucur foarte mult, pentru că de fiecare dată am dorul ăsta, știi, să vin la Chișinău, să-l văd pe mama, să-l văd pe fratele meu, pe nepoțelele mele, pe prieteni, pe toți cei dragi care mă așteaptă și de fiecare dată îmi zic, hai, când vii odată. Cu siguranță, mai ales că București nu e atât de departe, oricum vii este destul de rar, adică de la Paște a trecut ceva vreme. Bun, hai să vedem ce mai faci tu în plan muzical, pentru că, nu știu, mi s-a părut că ai luat o mică pauză sau cel puțin așa a apărut? Bine, da, este un pic de pauză. Ultima piesă a fost lansată acum 2 ani, în 2021, Adorata. 2 ani, practic, nu am scos nimic. Am fost mai mult în business, să zic așa, în sfera asta imobiliară. Probabil că deja multă lume cunoaște că mai fac și imobiliare. De aceea, cumva, încerc acum să le combin, știi? Dar această piesă am lansat-o acum pentru că avem o perioadă importantă. Cel puțin a fost o perioadă importantă pentru familia noastră, cu Neci Vila, pentru că noi, de fapt, în 2019 ne-am cununat religios, da, să zic așa. Iar acum este cu Neci Vila, da, cumva pe acte oficial. De aceea, această piesă am scris-o exact atunci când a trebuit, știi, pentru că e la temă. Este despre mireasă, e despre cererea în căsătorie, despre această conversație între mire și mireasă, despre dragoste, despre tot ce e frumos. Și cred eu că e o perioadă foarte potrivită pentru ea, de aia și am hotărât să o lăsăm acum în această perioadă. Așa cum ai scris și tu în postarea asta care a însoțit piesa pe care ai lansat-o, ai scris despre cuplul vostru, despre mireasa ta, dar și despre faptul că această piesă poate fi cu succes, piesa pe care mirii pot dansa la nuntă și pe care fiecare bărbat o poate dedica soției viitoarei soții, de ce nu? Este... Exact, exact, asta și a fost mesajul, de fapt, pentru că, într-adevăr, este o piesă lentă, romantică și se potrivește de minune la primul dans al mirilor, pentru că este despre mireasă, este despre aceste cuvinte a mirelui către mireasa sa, către iubita sa, către dragostea sa. De aceea cred eu că va fi o piesă ascultată, solicitată și, de ce nu, dansată la primul dans. Așa. Cei care vor să asculte piesa, cu siguranță o pot face, o găsesc cu ușurință pe paginile tale, pe Instagram, pe Facebook, dar și pe YouTube. Știi ce vreau să te întreb? Foarte, nu că ciudat, interesant, ar spune curios, e cum evoluează lucrurile în familia voastră și în cuplul vostru. Te zici tu, în 2019, cununia religioasă, după care a venit fetița, nu?
Asta e consecutiv. Nu. Întâi a venit fetița. Fetița la fel s-a născut în 2019, în martie. Da. Da. Noi ne-am cununat în 2019, în mai, deci cam la două luni. Am făcut și cununia religioasă și botezul fetiței. Deci am făcut două evenimente într-un eveniment, cum ar fi. Așa. Da, și după aia cununia civilă. Da, exact. Na, de au fost ce? Multe chestii, a fost pandemie, nu erau gata acte, nu avem buletin românesc. Adică am vrut să facem cununie civilă aici în România, ca să fim acte românești, știi, asta a fost ideea. Și cam s-a întins roata, da, și uite că acum a venit perioada și mă bucur foarte mult că într-un final suntem oficial soț și soție. Așa, înseamnă că peste 4 ani faceți și o nuntă din asta, cum se... peste alți 4 ani. Știi, noi am făcut un eveniment foarte modest, un eveniment inițial am zis că facem doar așa, cu nașii, cu martorii, cum se zice aici la București, cu părinții și atât. Dar am făcut un eveniment undeva în jur de 20 de persoane, s-a nimerit să fie și Ion Paladi, era pe la București și l-am invitat, am venit cu mult drag, am mai fost câțiva prieteni care erau la București și cumva ne-am sincronizat și am făcut un eveniment frumos, mic, dar cel mai important, de suflet, familiarizat și da, de suflet, exact. Ne-am simțit bine, am cântat, ne-am povestit. Da, am văzut cineva. Am mâncat și am servit și da. Da, cineva a și postat un clip cu tine cum cânti, nu te-ai putut abține să cânti nici la nunta ta, dar asta e frumos, așa e și adevărat. Angela mi-a zis că cum să nu cânti la eveniment, că nu vreau să cânt, ba nu, ai să cânti. Da, încă ce ai cântat, adică acolo era operă, ce era? Era ceva din... Da, am cântat și opera, am cântat și populare și muzică ușoară. Am fost și prezentator, știi cum, am luat cumva tot evenimentul asupra mea și am încercat să fiu și moderator și interpret și organizator și tot. Și mire. Așa, deci tu practic ai făcut niște economii în seara aceea, așa înțeleg. A fost bine, știi că nu am făcut ceva special. Așa am simțit eu. Am simțit eu că trebuie să am eu grijă de atmosferă. Ei, glumeam, evident. Mai bine ca tine nu știe nimeni să facă lucrurile astea, pentru că, slava Domnului, există experiență și... Am prezentat toți oaspeții în parte, le-am făcut o introducere, așa, știi cum se face frumos. Și da, a fost ceva interesant. Să știi că tot din acea postare am mai cules un mic pasaj, unul în care îi te adresai soției tale și ziceai așa că nu a fost deloc ușor, pentru că au fost multe probleme, multe impedimente. Ce a fost cel mai greu până la urmă? Noi cumva, știi cum, suntem destul de departe de voi și de tot ce s-a întâmplat, dar ce a fost cel mai greu? Bine, știi cum, trecerea asta din Moldova în România, au fost multe chestii ale noastre, da, a familiei, cum ar fi, nu probleme grave, dar știi cum, nuanțe care nu le-am divulgat, dar le știm doar noi, știi? Într-un final a fost mesajul, prin mesajul ăsta am vrut să zic că niciodată să nu disperi, da? Și când e vorba de dragoste, de un cuplu, de familie, e foarte important să fii, mai ales în momentele grele, știi? Uite, cu pandemia asta, știi? Totul s-a, eu eram cumva, știi cum, un pic așa debusolat, pentru că muzica, toată cariera mea și tot ce, din ce făceam bani, eu știi, practic era blocat, știi? Și uite, soția Angela a fost alături de mine, m-a susținut, împreună am depășit toate aceste probleme și într-un final suntem bine, suntem împreună și uite, anume la în greutăți se vede omul, știi, e alături de tine sau nu doar atunci când e bine și ai mulți bani și sigur totul este da. Roz, da. Dar uite, anume la momentele grele se vede oamenii care sunt adevărați și sinceri cu tine. Da. Până la urmă, despre asta e căsnicia, la bine și la greu, nu? Așa zice și... Exact, asta e. Da, în orice caz aveți deja un rezultat foarte frumos, care e fiica voastră și care e foarte, foarte dulcică. Ea merge deja la grădiniță sau cine stă? Tata cât de mult timp petrece cu ea? Da, merge deja de 2 ani. Deja este în grupa mare, bine, ea are, o să aibă 5 ani în martie, dar are 4 ani și 9 luni. Dar o să mai repet o dată, pentru că încă e mică de școală. Merge, e în grupa mare și chiar îi place foarte mult. Acum mai recent a început să facă, să meargă și la gimnastică. Îi place foarte mult gimnastica și da, uite, acum la ora asta, apropo, este cu maică-sa la gimnastică. Și ne bucurăm de ea, pentru că, într-adevăr, anii trec, ea crește. E româncă adevărată, ce să zic, s-a născut aici și are accent de la bucureștean, știi, frumos.
Și poate să vă dea lecții. Câte un cuvânt de ala, știi, dacă suntem, na, moldoveni, asta trebuie să recunoaștem, nu e nimic strașnic, dar copiii noștri, dacă deja s-au născut aici, știi cum trebuie să fie așa cum e aici. Să-i dăm cezarului ce e al cezarului până la urmă. Exact. Da. Uite, ziceai și tu și am observat și eu faptul că ți-ai încercat, nu că norocul, nu știu, a fost o etapă sau încă este. Ai fost sau ești încă agent imobiliar? Așa, corect, eu am înțeles. Da, sunt. Adică ești acum. M-am băgat, zic așa, acum 2 ani, nu, chiar 3 o să fac în noiembrie, acum, da. 3 ani de zile, de când, exact când era pandemie, știi, în vârful, în apogeul, atunci când totul era, la, știi, la fund, cu muzică și cu tot horeca, tot ce se întâmplă atunci. Și da, adică cumva am avut o chestie luată de la zero, adică nu știam nimic absolut, mi-a trebuit foarte mult timp ca să mă regăsesc, să învăț, să simt asta, pentru că niciodată nu am făcut vânzări și pentru mine era ceva nou, o provocare. Și, dar știi cum, cu răbdare și cu înțelepciune și cu dorință, chiar dacă le faci pe toate. Băi, nu vrei să faci asta, dar dacă te impui un pic, pofta vine mâncând, vorba aia, știi? Și până la urmă am reușit. Deja și acum îți place. Mănânc acest business, vindem apartamente, case, da, și îmi place mult, da, e o sferă interesantă. Bun, Igor, o singură întrebare mai am. Vei continua să faci muzică chiar dacă te-ai apucat și de altceva și dacă da, când vin următoarele realizări? Voi continua. Niciodată n-am spus că am să mă las și nu vă mă lăsa de muzică, pentru că asta este al meu, știi, este talentul meu și tot timpul am zis că nu mă voi lăsa de muzică, dar sper tare mult să totuși, nu știu, într-un an, 2, 3, vedem, să am și un concert. Am să mă gândesc la conceptul concertului, unde voi lansa poate și un nou album, voi veni cumva să fie un concert de ăsta, știi, combinat. Că mie îmi place foarte mult și opera, voi combina. Gen, și opera, niște arii foarte renumite și cu muzică pop, mă voi gândi la acest aspect și dacă siguranță o să mai auziți piese noi, poate chiar mai dansante, acum a fost una romantică, dar... Vine și ceva mai... Voi reveni neapărat. Mulțumesc tare mult pentru această discuție, multă baftă îți doresc și ne mai auzim. Mulțumesc cu siguranță. Mulțumesc tare mult, Anișoară, te salut! Pa, pa, mersi! Mai treci un an din viața ta și te mândrești cu el, cu oameni dragi alăturea, nu-ți pare rău de fel. Când strângi în brațe anii tăi cu toți prietenii și când ți alăturea de ei pe placul inimii, în grădina vieții tale ani i-ai sădit și-a venit o zi în care ești om împlinit. Din tot cea mai sfânt și vreau să fii înconjurat de oameni pe pământ. Tot ce-ți doresc de ziua ta e să fii sănătos și câte zile vei avea să le trăiești frumos. În grădina vieții tale ani i-ai sădit și-a venit o zi în care ești om împlinit.
e sărbători în chipul tău și zâmbet pe obraz. Să nu știi, omule, de greu, de chin și de necas. Mai strângi în brațe anii tăi, dar nu îi număra. Și cânt alături de ei, că doar e ziua ta. Gheorghiță este acum în studioul nostru. Bună seara, bine ai venit! Bună seara și bine te-am găsit! Vai, dar nu te-am văzut de ceva timp, da, pentru a durat că, știi ceva. Cum, da, a durat ceva, mă concentrez de maternitate și dreptul e drept la tine foarte rapid, știi? O leacă și acasă. Țac, pac și am revenit. Ai văzut, am venit cu o premieră. Da, da. Și de ce am cântat astăzi ziua ta? Pentru că este probabilitatea cineva de pe micile ecrane chiar astăzi sărbătoritor. Mâine, ori poi, mâine și pe general. Eu sunt omul care tot timpul zice fără din ceea ce ai și bucură-te de fiice clipă, că e ziua ta, că te trezec, că te poți deservi, că poți vorbi, poți povesti, poți mai zici câte un cuvânt, poate, na. Așa, reușești să te ții de acest sfat pe care îl dai altora? Da, eu sunt așa, eu sunt aia, ca cei ce în căpușa și în gușă. Deci și colegii mei știu că dacă am o supărare, eu tot timpul am zis și o să mă repet, noi nu suntem patrupezi, noi suntem oameni care putem purta un dialog și atunci când ai ceva în off aparte, nu-l purta după tine, că nu ți-a aparțin totalmente, ci îl clarifici cu acel om. Dacă crezi tu că el merită să fii prezent în viața ta, ok, atunci îi spui oful tău și nu depozita aici, pentru că viața e scurtă. Tu nu te-ai născut pe acest pământ ca să depozitezi ura vis-a-vis de o persoană sau de nu știu cine acolo. Tu trebuie să-ți faci visele tale împlinite. Îți spui, aici tot și apare un egoism, un aparte, da? În care tu trebuie să te gândești foarte bine. Ce ai tu de dat, ce ai de câștigat din această și cel mai important să te aduni doar cu oameni potriviți. Potriviți la orice. La băut, la mâncat, la povestit, la cântat, la jucat și... Ei, cam asta e. În drumul nostru apar oameni de tot soiul, da? Și viața de la are, cei răi, are grijă de la cei răi, nepoliticoși, răutăcioși, avem ce sigur învățăm. Că da. Sigur învățăm că da. Să nu fim ca ei. Fiecare om vine colecția asta, e cu siguranță, dar apropo, mă uit la tine... trasă prin inel. Asta e ecranul, lentilele. E ecranul îngrașă. Deci, în realitate, e și mai slabă. Nu știu. Mulțumesc, mulțumesc. Mi-aș fi dorit și de altfel mi-am propus, vreau să ajung ca tine la kilograme, dar tu știi că femeia așa este o specie făcută. Noi toată viața suntem în goană. Noi tot timpul vrem care vrea să îngrașe, care vrea să slăbească. Noi, da. Care e părul drept, care e părul brunet. Ai înțeles, da? Sigur că da. Așa suntem noi femeile făcute. Dar recunosc, sunt într-o perioadă destul de... hai să spunem, mai complicată decât adeseori am avut eu obișnuința. Mă pregătesc de primul meu concert sol și de aia n-am eu timp acum de gândit, de mâncat, de povestit. Acum tot sunt treabă, muncesc, vând bilete, iau bilete, merg la repetiție. Cam asta e. Da. Primul tău concert solo care are loc în numai 3 zile, acum joi. Da, exact. Dacă acum suntem în Sfânta Luni, deci în Sfânta zi de joi, în data din 9 noiembrie 2023, este primul meu concert solo în toți 30 de ani de activitate. De ce acum? Așa ai zis tu că a venit pentru clipa? Că am făcut un jubileu în această toamnă, dar fiind prinsă în foarte multe evenimente private și publice, când fac referire la privat, vorbesc de faptul că sunt nunți și cumetrii. Cât desi ori știi, mai scrii vreun comentariu, dar ce fi asta, ce fi asta? Și eu îmi onorez prezența oriunde și oricând. În această toamnă, făcând jubileu, nu am sărbătorit pentru că eram prinsă în multe spectacole și multe, multe de toate. Iar pentru acest sfârșit de toamnă am zis că neapărat, dacă nu-l fac acum, nu-l mai fac pe urmă, că după aia tu doar știi ca și cu cumătriile. Faci o cumătrie, ok, la doilea de-am parcă, las cum ieri și așa, de-am cum este, înțelegi?
Și cumva a venit așa cumva ca o mănușă, o propunere din partea directorului Palatului Național și din partea marele maestrului Nicolae Bătgros și a zis, bă, dar de ce nu faci? Pentru că tu ești acum pe bal și lumea te recunoaște în stradă, că și aici foarte mult contează. Să ajungi într-așa mod un artist, ca lumea să te cunoască atât vizual, dar cât și auditiv, știi? Ia ca când zici, când auzi, dar la tine în cadrul emisiunii, tu la sigur ai auzit de asta care vin și zic, eu sunt Dita Mai artistă, zi-mi măcar două cânci ca să-mi dau seama cine ești, știi? Cam asta e. Și eu uit că în acest ultimii, cred că 5 ani, cumva s-au raportat oamenii, s-au adunat cei mai buni, cei care au fost mai rătăcioși. I-am cumva ca pentru o sită, i-am tot cernut și am rămas cu buni, dar până la urmă ți-am zis și o să mă repet, și încrederea pe care o porți tu, trebuie să o porți tu singur pentru tine. Tu poți să întâmple orice în viață. Nu ai dreptul să cazi totalmente, mai ales din momentul când tu ai acasă doi copii. Când asta ești e cu și siguranță. Tu cu acest statut de a fi părinte, tu nu ai drept să fii morocănos. Tu trebuie să ai timp în fiecare zi și să-i pupi și să-i giugiliești și să-i zici că e puraș, e purașul și e prințesa, pentru că oricât de mari probleme ai avea. Da. Da, dar tu să știi că dacă până mâine e mult. Evident. Tu poți fi cel mai bogat și cel mai renumit, dar până mâine e mult și dacă îți vine ceasul, că termenul de valabilitate al fiecărui om este o anumită vârstă, că dacă mi s-ar fi oferit din start, n-ați 100 de ani, fă-i și vrei. Nu! Poți juca să dai atâta cât crede el și cel mai important, tu nu ai încă o viață în rezervă să zici, a, stai că pe asta am ratat-o, pe asta n-am făcut așa cum trebuie, m-am uitat la gura, aia. Înțelegi, tu a doua viață nu ai rezervă, așa că ai grijă de sufletel, de familia ta, familia este cel mai important, cariera de succes acasă nu te așteaptă. Cariera de succes din training nu o să te aprecieze. Pentru ei au alte valori. Oamenii, în schimb, azi o să te iubească și o să zic că ești cea mai frumoasă. Mâine o să te ponegrească, pentru că noi avem așa tendință oamenii. Noi cu aceeași gură pupăm și tot cu aceeași spurcăm, așa că nu te baza pe dragostea publicului, drag. Dar dacă ai posibilitate, fă ceva bun. Așa, uite ce zici tu, dar în același timp se referă și la tine. Cariera de succes nu te așteaptă acasă. Dar cu toate astea, îți dai duhul pentru concertul care vine în 3 zile. Stai să zic, acum stai să zic, ia ca așa aici. Dacă îți găsești jobul, da, îți găsești locul tău în societate în care nu te duci la lucru că iar mă duc la lucru, da. Dar o faci cu atâta entuziasm, wow, da, și da. Mi-mi place extrem mult că eu mă duc la lucru nu ca oamenii normali, dar ca oamenii, ca artiștii, mă gătesc, mă echitez, mă duc. Eu dacă mi-am pus cercul în cap și mi-am pus țoalele și mi-am pus, e gata, la mine totul s-a schimbat la 180 de grade și eu văd lucrurile toate în roșu, la mine toate bine. Referitor la spectacol. Măi, am o fobie care mă tot încearcă și eu din asta tot doar știi că nu fac mare tam-tam. Am adunat în drumul vieții foarte multe cântece. Un cântec, sunt multe istorii care nu neapărat îmi aparțin, dar trebuie să le cânți. Și atunci a venit vorba de faptul că este mult text, te gândești, dar dacă mă prind și uit dintr-un text în rând, în altul, și am mai întrebat niște colegi de mei și am zis, ei, nu-i cânți la și mergi înainte. Da, ți s-a întâmplat, apropo, să uiți așa? Da, mi s-a întâmplat, și nu de asta că eu nu cunoșteam textul, dar din simplu motiv că sunt un om viu. Uite, evident, eu sunt un om viu, evident. Eu există probabilitatea, pot să am, nu știu, taman acolo, un moment, nu știu, o gândire nealtfel, sau m-am uitat corect, mai mult. Corect, absolut, eu am pățit-o și eu. Eram aici însărcinată și eram cu o invitată. Și purtam o discuție absolut firea. Și știi cuvântul, știi sinonimul și nu știi ce să-i zici. Nu, la mine în general s-a făcut alb în cap. Eu am uitat absolut. Eu mă uitam nu știu ce și mi-a tras atenția un cercel de-a ei, nu știu ce. Și pur și simplu am început să mă uit la cercel și eu am uitat tot. Prima dată mi s-a întâmplat așa, ca să nu pot, și m-am blocat și nu știam ce trebuie să fac mai departe. Și așa că, cum zici tu, suntem cu toți oameni și orice se poate știi, întâmpla. Eu cu ironia și cu critica vis-a-vis de persoana mea, eu sunt, cred că, 100%. Eu, în orice circunstanță, ce nu s-ar întâmpla, eu după asta, încă 24 din 24, stau să mă gândesc, dar ce ar fi făcut? Așa face om normal, pe cum alții? Nu dormi 3 zile până, nu dormi nici după. Acum, cu spectacolul pe care mi l-am asumat, eu recunosc că eu nu am niciun sponsor. Adică nu a venit niciunul să zică, n-ați 10.000 de lei și... Da? Mi-am asumat. Cu palatul, că tot asta costă bani. La lume desiori le spari că ei, dar și eu cântat la și tot. Plătești orchestra, plătești bandul, plătești colegii, plătești scena, lumina, sunet. Sunetul și se adună o sumă imensă, imensă, imensă și
pe lângă banii, partea financiară, trebuie și partea morală. Tot timpul ai frica aceasta, da cum, da cum. Eu îmi dau seama că un spectacol durează 3 ore maxim, hai să spunem. Dar acele 3 ore sunt cele care te vulferizează și te dibusolează totalmente. După aia îți dai seama că, o mers. Da. Știi cum fac așa? Miriesele, știi cum? Trei luni, wow, ce o să fie așa? Și gata nunta. Gata nunta. Așa. Cam asta e. Hai să vedem cine o să fie acolo cu tine. Deci, lăutarii Nicolae Bucu. Deci, în primul și primul rând vreau să-l mulțumesc pe această cale, pe cel care, de altfel, a avut încredere în mine și a zis că merg cu tine spre acel vis pe care îl porți în suflet. În primul rând, publicul drag, le mulțumesc pentru că datorită lor visul copilăriei mele s-a făcut împlinit și am ajuns unde am ajuns, n-am pornit cândva de jos. Vreau să-l mulțumesc pe marele maestru Nicolae Bodgros, este titanul nostru, mai și omul ăsta are și o vârstă frumoasă. Și îi mulțumesc că putea să mă refuz, zic scuză, dar am o agendă arhi încărcată. Deci, maestru Nicolae Bodgros, Corneliu Bodgros, Orchestra Națională Lăutare, cea mai faimoasă orchestră și cea mai râvnită de toți colegii mei, tăți își doresc, măcar un cântec, măcar un spectacol. De pe la, și mai este invitat încă pentru că eu mai cânt și muzică ușoară, Angry Band. Pe lângă Angry Band mai sunt și băieții. Vezi că am chemat numai băieți, dacă ai observat. Fetii nu am nicio colegă pentru că riscam să-mi scot vorbele, dar ce-i chemat-o pe asta și pe mine nu m-ai chemat. Și eu am multe. Asta a fost o decizie asumată, da? Asta e o decizie asumată. Eu mi-am dorit așa, că nu vreau să rămân vreuna cu supărări, pentru că eu pe toate le iubesc, pe toate le stimez, toate și merită loc în societate și toate sunt amele și toate sunt bravo. Ei, nu chiar toate, dar majoritatea. Deci, astea sunt secvențe din prima repetiție, Angry Band. Deci, hai să spunem așa, da. La muzică ușoară, Adi Carp, Adrian Ursu, Gheorghi Țopa, nu l-am văzut. Gheorghi Țopa și Aurel Chirtoacă. Așa, uite-l, da. Adrian Ursu, hei, și la populară. La populară am găsit două voci, i-am invitat pe ambii și îmi plac extrem de mult. De la noi, un artist absolut fantastic și minunat, care îi spune Ion Palade. Iar din România, un nume sonor și un artist desăvârșit care îi spune Ionuț Fulea. Foarte frumos, da. Mulțumesc. Și regii, ca să nu uit, regii, pentru că nu fac un concert, dar fac un spectacol în care am mulți oameni care joacă un rol anumit, fie de mireasă, de mire, de săteni, de consăteni, de vecini și cu mătre, Lidia Panfil. Mulțumesc. Totuși, uite, măcar la regie, dar ai luat o femeie. Aici n-avea cine să se supere. Dar tu știi, dacă stau să mă gândesc, eu mi-am luat în primul meu concert cei ce mi-a lipsit o viață întreagă. Eu am trecut printr-o copilărie frumoasă, dar am avut tot timpul dorul ăsta, mă gândeam tot timpul și acum am acest, hai să spunem, gând. Mi se pare că fetele care trăiesc cu tată și cu mamă sunt cele mai fericite. Uite, când ai două aripi, când tu știi că ai și mamă și tată, tu ești cel mai fericit, tu nu îți dai seama pentru că tu ai, dar când nu ai, îți dai seama că golul ăsta nu îl poți cu nimic. Deci cât ai părinți, ești un om împlinit. Eu am trecut o viață întreagă fără tată și chiar și când am fost mereu, mi se părea tot timpul și acum când, mamă, dar fetele astea care au tată, este cel mai fericit, este fata lui tată, tatăl îmbrățișează, înțelegi? Și eu în scenă mi-am luat un tată, hai să spunem, un tată, nu biologic, da, dar un tată pe care datul mi-aș fi dorit așa, fiecare și-ar dori din fete. Este vorba de marele maestru Nicolae Bodgros și am și o mamă, Lidia Panfil, care la fel, știi, ca două aripi care îmi protejează anii, zilele, clipele, retrăirile, emoțiile pe care le am. Deci aripea nu-ți rămâne decât să zbori pe nouă. Aripea rămâne să zbor, oameni, public drag și minunat și cel mai important, am văzut că foarte mulți au procurat bilete, inclusiv vin din Belgia, care vin din Marea Britanie, care vin din Franța. Mă bucur extrem de mult și m-aș bucura și mai mult că mai sunt încă câteva bilete să fie sala plină și eu să vă pot cânta și să pot sărbătoresc acest jubileu. Ți-am dus și să mă repet, eu niciodată n-am fost în goană după starea financiară. Nu vreau să fiu om bogat. Bogat sufletește, da, cred că asta e cel mai important. După mine rămân cântecele mele și copiii mei.
E că asta e cel mai important. Pe carieră ți-am zis, azi ești, mâine nu ești, e, meargă nunta sănătoasă. Așa. Bun, dragii mei, Lenuța vă așteaptă așadar la concert pe 9 noiembrie. Ați văzut ce spectacol frumos pregătește și alături de cine. Iar noi mai avem vreo două minuțele și vreau să vorbim mai repejor despre ceea ce urmează, pentru că o să treacă și acest concert, o să respire așa ușurată și... Da, dar să știi că eu, da, respir, dar foarte repede, pentru că așa, pe acest că... sfârșit de an mai am încă în multe în agenda, inclusiv și am un turneu, îți spunem acum în repauză, acum revin, adică mai plec încă o dată, că fusesem încă o dată invitată de către ambasada României în țările asiatice. Eu am mai avut această posibilitate și am fost în Kazakhstan, în Karaganda, și de data aceasta mă duc la fel în Kazakhstan, doar că în Almata, iar după aia am un spectacol tocmai în Tashkent. Așa că o să am un mini-turneu și după aia, voi știți agenda unui artist, vine Ziua României, vine Crăciunul pe stil nou, pe stil vechi, toate Crăciunile sărbătoresc, dacă ar mai fi în 11 și îl sărbătoresc. Revelionul și așa mai departe. Este Crăciun pe stil nou, îmi place extrem de mult, dar și pe cel al bunicilor mei, păcat să nu-l sărbătoresc. Revelion, trecere dintre ani, de obicei artiștii nu stau acasă, cel puțin eu. Doamne, de la sfârșit de an noi vorbim deja despre Revelion. Îți dai seama, deci cel puțin eu în fiecare an de Revelion nu sunt acasă, cine știe, anul ăsta încă nu știu. Deja s-a discutat, dar să vedem până ajungem, na. Da, de Revelion mă gândeam acum, mâine, păi mâine trebuie să-ți spui bradul. Da, mai e un pic până atunci, dar vreau să te întreb, uite, când mergi în Kazahstan, în țările astea, tu cânti pentru cine? Moldovenii de acolo sau unde? Deci în țările, cum ar fi Kazahstan, în Karaganda, au fost foarte mulți deportați. Aha. Care au rămas acolo. Uh-huh. Și să știi că am profund marcat, am rămas când fusesem eu în 2019 și am văzut dai noștri care peste ani de zile, bun, cei mai în vârstă, omul e păstrat vorba, ceilalți micuți, nu, dar portul cu sigur, fie, toți erau la costumi naționale. Uh-huh. Și poate nu le-am cântat așa cum noi suntem obișnuiți, da, o oră, două, am cântat 3-4 cântece, dar lor le-a venit extrem de pe plac și au arătat de altfel. Acum, săptămâna trecută am fost, apropo, a fost ziua Kazahstanului și am fost și eu invitată de ambasador și am văzut și cum ei de altfel sărbătoresc cu mâncări tradiționale și cu cântece minunate. Măi, eu mă bucur că bunul Dumnezeu mi-a oferit să merg și în America, și în Canada, și în toată sigur Europa, da, și am ajuns și în Portugalia și sper să am zile senine, oameni potriviți și cu Doamne ajută încă mulți ani înainte și când și frumoase în carcere de acasă să regăsească, ca să-mi facă mie invitație, inclusiv la tine. Așa, bun. Lenuța, îți mulțumesc tare, mult, multă baftă, îți doresc sănătate și cel mai important, cum zici tu, liniște în casă. Da, liniște și oameni potriviți, înger păzitor și cu Doamne ajută într-un ceas bun. Mulțumim. Mulțumesc. Acolo ai și un cadou din partea partenerilor noștri, așa că să te bucuri. Aliu. Mersi tare mult. Manicura este cartea de vizită atât pentru femei, dar și pentru mulți bărbați. Deși de mult nu mai este un subiect tabu, totuși unii bărbați încă se sfie să-și facă o programare la salon. Cum se desfășoară aceste proceduri și dacă se deosebesc de cele pe care le facem noi, femeile, aflăm din materialul ce urmează. У нас мужчины приходят чаще, наверное, чем может быть где-либо. Во-первых, у нас есть отдельный кабинет для них, где нету, допустим, что все вместе находятся. Все-таки это такая процедура личная. Очень много мужчин как бы стесняются, чтобы делали это при всех. Вот. И в основном чаще, конечно, жены уговаривают. То есть приходят они к нам на процедуру и одновременно просят своих мужей, чтобы они не теряли время. Вот. И тоже они приходят на маникюр и педикюр. Сейчас мы живем в таком интенсивном, энергичном ритме. Это стало все настолько популярно, и сейчас уже нет такого, что мужчина говорит, а я не пойду, потому что там я стесняюсь или еще что-то. Сейчас это нормально, выглядит хорошо. Чтобы у тебя была прическа, чтобы у тебя была борода подстрижена, да, и чтобы соответственно, чтобы у тебя были руки. Очень много мужчин, работая за компьютером, у них очень сохнут пальцы. И от этого им некомфортно, и они приходят на маникюр. Плюс, независимо от этого, еще после маникюра делается же массаж, все равно в кутикулу увлажняют там пальчики, в общем. И я считаю, что это, ну, это гигиена
как бы прежде всего. Bărbații pe care i-am surprins la proceduri ne-au spus că de cele mai multe ori soțiile îi programează la manicură și pedicură. Как раз таки все в зависимости от загруженности. В основном жена меня записывает, я уже с ней прихожу, она приходит на свои процедуры. Ia la manicură și pedicură. Un alt avantaj al procedurilor este că reprezintă un motiv în plus pentru relaxare. Появляется свободное время, можно и заснуть, если слишком устал. If you look at me, I am an old person, okay? But I think it's good for men also to consider, you know, look good, your hair, you do your skin, you do your feet, because not only for beauty, yeah? Even for your psychological relaxation. When you come for pedicure or your nails or even for your face and you sit and you relax and the service is good. By the time you leave the spa, your mind is relaxed, your mind is good. Iar bărbații care își doresc tot timpul să țină cont de tendințe optează pentru manicură colorată. Эта мода пошла не так давно, скажем так, и пошла она с Москвы, с России больше. Постепенно стало уже приходить сюда. Это считается нормально сделать покрытие гель-лак, потому что это выражение их своей какой-то личности, да? Не обязательно они делают каким-то цветным гель-лаком, они могут сделать просто бесцветное покрытие с каким-то дизайном, да, там или паук какой-то, или какой-то там плюсик, минус, то есть это считается тоже сейчас-то вполне нормально, и у нас тоже приходят такие клиенты, которые делают покрытие гель-лаком. Atât pentru astăzi, dar și pentru acest început de săptămână. Ne revedem mâine la ora 18. O seară perfectă și o săptămână cu spor. La revedere!